Astăzi, în Biserica Ortodoxă, prăznuim scoaterea Sfintei Cruci și pomenim pe Sfinții Șapte Mucenici Macabei. Sărbătoarea de astăzi este prilejuită de un obicei liturgic din vechime, când se scotea în procesiune o părticică din lemnul Sfintei Cruci, ce se afla depusă în paraclisul Palatului Imperial din Constantinopol, fiind purtată cu evlavie de credincioși până la Catedrala Sfânta Sofia, unde rămânea spre cinstire până la 14 august, când era readusă la palat. Potrivit unei tradiții, motivul acestei sfinte procesiuni era amintirea arătării Sfintei Cruci la biruința Marelui Împărat Constantin asupra lui Maxențiu la podul Milvius de pe Tibru, din anul 312. De asemenea, se cinstea și descoperirea lemnului Sfintei Cruci la Ierusalim de împărăteasa Elena. După o altă tradiție însă, această sărbătoare a fost pusă în biserică în timpul patriarhului Luca al Constantinopolului, pentru a se marca biruința împăratului Manuel Comnenul asupra otomanilor, ajutat fiind și el de puterea și lumina cinstitei cruci al Domnului. Există și o a treia tradiție, conform căreia sărbătoarea de astăzi a fost stabilită în timpul mitropolitului Constantin al Chievului și a episcopului Nestor din Rostov, în cinstea biruinței domnului Andrei Gheorghievici asupra bulgarilor. Întotdeauna în fața oastei domnitorului Andrei era purtată cu mare cinste Sfânta Cruce, iar oștile sale erau duse în luptă de o forță nevăzută, învingând de fiecare dată. Toate aceste tradiții sunt de fapt minuni, ce au avut loc în perioade și locuri diferite și nu fac decât să confirme puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci al Domnului nostru Iisus Hristos. Cei șapte sfinți Macabei pomeniți astăzi au trăit în vremea lui Antioh, ce a fost urmașul lui Seleuc, împăratul Siriei în secolul al III-lea înainte de Hristos. Dacă Seleuc a fost tolerant dând chiar unele drepturi evreilor, Antioh a avut o politică de prigonire, obligându-i să-și lepe de obiceiurile lor și să mănânce carne de porc pentru a-i umili și a-și bate joc de ei. Pentru că toate acestea nu i-au fost îndeajuns, Antioh a poruncit ca toți evreii să se închine lui Jupiter, zeul păgân, și să-și lase Dumnezeul lor. Mai mult decât atât, Antioh a promis că cei ce nu se supuneau poruncii sale urmau să fie întemnițați și chiar omorâți. Printre cei ce nu s-au supus tiraniei împăratului Antioh, au fost și cei trei tineri Macabei, împreună cu învățătorul lor, Eleazar. Eleazar a fost într-o bună zi prins de soldații împăratului, pentru că era cunoscut și pentru că se știa că învăța și pe alții să-și păstreze tradiția și obiceiurile și să nu se lepede de credința lor. Pentru a-l da exemplu, Antioh a poruncit să fie omorât în chinuri, însă nu s-a mulțumit cu atât, ci a poruncit să fie aduși și ucenicii săi. Astfel, la judecată, au fost aduși cei șapte Macabei. Numele lor sunt pomenite în Sinaxar: Aret, Mahir, Aver, Macabeu, Iacov, Iuda și Ahaz. Deși există divergențe în privința numelor, jertfa celor șapte frați după trup și după suflet este recunoscută pretutindeni ca fiind o mărturie a credinței lor.